Tafiti și rinocerul furios, partea a treia, de Julia Böhm, cu ilustrații de Julia Ginsbach. Au! Uiță ciuf când ajunge acasă și bunica îl unge cu unguent pe zgrieturi. Hai să te vindeci până mâine, spune ea. Nu putem aștepta până mâine, strigă Tafiti. Trebuie să plecăm din nou, cât mai curând. Ciuf se uită cu jind la hamac, apoi însă îl urmează pe Tafiti. Trebuie să aflăm de ce este Norbert deodată atât de supărat, murmură Tafiti. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și cum vrei să faci asta? Îl întrebă Ciuf. Habar n-am. Cel mai ușor ar fi, desigur, dacă Norbert ne-ar spune despre ce este vorba, răspunde Tafiti. Dar de la el nu o să aflăm nimic. Așa e, grohăie Ciuf. Tafiti se oprește în loc. Trebuie să acționăm ca detectivii, explică el. Să căutăm urme, să interogăm animalele, așa o să aflăm precis ceva. Atunci vom avea nevoie de o lupă, susține Ciuf. Ei aleargă înapoi acasă pentru a lua lupa bunicului, însă urmele pe care le descoperă în savană sunt ușor de văzut și fără lupă, în special cele mari lăsate de rinocerul Norbert. La dreapta și la stânga lor nu sunt altceva decât urme de copite, lăbuțe și ghiare, care se duc în toate direcțiile, pentru că acolo unde apare Norbert tropăind, ceilalți fug ca să scape cu viață. Deci, pe aici a tot alergat Norbert, deduce Tafiti. Nu s-a dus mai departe. Hai să interogăm mai întâi niște martori, propune el. Martorul numărul 1 este un arici care stă în tufiș cu respirația întretăiată. Era Norbert, gâfâie el. Dar ariciul nu știe de ce Norbert este în ultimul timp atât de sălbatic și de furios, nici ceilalți nu știu mai multe. Nu l-am mai văzut niciodată pe Norbert așa, exclamă Nolo, struțul. Ne pune viața în pericol! Chiță e un șoricel care este martorul numărul 3. Da, chiar așa, strigă un iepure săritor, însă este ciudat că nu aleargă niciodată mai departe de aici. Are cineva idee de cât timp se poartă Norbert așa neobișnuit? Întrebă detectivul Tafiti. Cred că de ieri, răspunde Nolo. Tafiti rămâne pe gânduri. Ieri? Atunci a fost furtuna cea mare. Exact. Iepurile sare în sus și în jos încântat. Vântul puternic l-a afectat cu siguranță pe Norbert. Iar acum aleargă și el ca vântul sălbatic, chiță șoricelul. Mormăie Tafiti, nu prea înțelege cum vine asta. Doar Norbert nu s-ar speria de la puțin vânt, nu-i așa? Firește, precis a fost vântul, spune Ciuf. Nu s-ar supăra dacă ar încheia cazul ăsta cât mai repede. Până la urmă, hamacul îl așteaptă. Dar Tafiti este de altă părere. Indiferent ce a fost, dacă nu-l oprim pe Norbert curând, o să ajungă să pună la pământ pe cineva. Și acel cineva va ajunge turtit ca foile de prăjituri ale bunicii. A spus cineva plăzitulii? Se aude o voce groasă și peltică. Ei se uită în jurul lor speriați. Nu poate fi decât King Coffee, dar maestatea sa leul nu se vede nicăieri. Vreau și eu plăzitulă imediat, urlă leul. De data asta își dau seama de unde se aude vocea, din vârful copacului. Dar maestatea voastră, se bâlbâie Ciuf surprins, iarăși v-ați urcat în copac? Sau acolo a rămas? Șoptește Tafiti. Este exact același copac, uită-te și tu! Ciuf respiră greu. Coșul lor a rămas după copac și este plin ochi cu fructe de baobab. Credeam că vreți să mâncați fructe? Strigă Tafiti. Se fructe, eu vreau prăzitulă! Rage King Coffee de deasupra lor. Atunci o să luăm noi coșul și bunica o să vă facă prăjitură, răspunde Tafiti. Însă va mai dura un pic de timp, apoi vă aducem noi la reședința dumneavoastră. Nu, mai bine aici, mormăie King Coffee. Vă aștept aici, sus. Cum doriți,
Se pițigăie Tafiti pornind deja la drum cu ciuf și cu fructele. Nu cumva maestatea sa să se răzgândească și să vrea mai bine frigărui de suricată și friptură de porc. Gâfâind, ciuf târie coșul acasă. De unde ați luat fructele? Întreabă bucuroasă bunica. Bătrânul Baobab a căzut chiar lângă baltă, spune Tafiti. Și deodată se lovește peste frunte. Trebuia să mă gândesc imediat la asta. La ce? Grohăie ciuf nedumerit. Cred că pomul a căzut peste poteca bătătorită a lui Norbert și îi blochează drumul, explică Tafiti și o ia la fugă. Ciuf aleargă după el în galop. Gâfâind, ei ajung la bătrânul Baobab. Acolo se află și Norbert, iar în fața lui, în mijlocul potecii bătătorite, stă culcat la pământ trunchiul Baobabului. Salut, Norbert! Strigă Tafiti. Ciuf este gata să o ia la goană în orice clipă. Pentru rinoceri, ei sunt ca o pânză roșie. Dar Norbert nu se mișcă. Fixează Baobabul cu privirea. Ești furios din cauza Baobabului? Întrebă Tafiti precaut. Pentru că ți-a blocat poteca? La o parte! Pufnește Norbert și vine vijelios. Ciuf și Tafiti s-ar iute într-o parte, dar Norbert nu îi atacă pe ei, ci pomul. Însă acesta nu poate fi dat la o parte, chiar dacă Norbert se împinge în el cu forța unui buldozer. Pentru că nu-l poți urni din loc, își dă seama Tafiti. Aceasta nu pare să-i schimbe lui Norbert starea de spirit. Îndată se repede din nou spre trunchiul copacului, fără succes. Pomul nu se mișcă nici măcar un centimetru. Dar Norbert, spune Tafiti pe un ton prietenos, nici măcar mama Matemba n-ar putea să-l dea la o parte cu toată turma ei de elefanți. Crede-mă! Norbert se oprește o clipă, se uită la copac, apoi la Tafiti și la ciuf. Ar putea ușor să-i străpungă. Tafiti înghite în sec, dar nu lasă privirea în jos. Vrei să mergi la baltă, nu-i așa? Norbert pufnește, apoi face semn din cap că da. Și care e problema? Izbucnește ciuf. Trebuie doar să ocolești copacul. Uite așa! Ciuf îi arată cum să facă asta. Bucuros, tropăie descriind un arc uriaș în jurul Baobabului. Haide, noi venim în urma ta, îi propune Tafiti. Dar Norbert stă neclintit cu picioarele înfipte în pământ. Tu vrei să mergi doar pe poteca ta, nu-i așa? Se bâlbâie Tafiti. Am dreptate? Norbert îl aprobă. Cornul lui se mișcă în sus și în jos. Perna încă mai atârnă acolo. Trebuie să merg doar pe drumul meu, mormăie el, întotdeauna. Hei, băieți, unde sunteți? Strigă ciuf de pe cealaltă parte a Baobabului. Când vede că nu se întâmplă nimic, el vine tropăind înapoi. Haide, Norbert, să mergem împreună. Trebuie doar să pui un picior în fața celuilalt. Uite așa, îi arată ciuf. Însă Norbert nu se clintește deloc. Nu vrea să părăsească poteca lui, îi explică Tafiti. I-am promis mamei asta, îngăimă Norbert. Tafiti rămâne pe gânduri. Însă când ești foarte furios, nu mai mergi pe drumul tău. Norbert îl privește chiorâș, apoi pufnește, lovește pământul cu copitele și începe să alerge. Alergă cu ochii închiși odată, de două ori în cerc și apoi se întoarce la poteca lui. Bun, înțelege Tafiti, nu merge așa. Ciuf și Tafiti fac un schimb de priviri. Fără o potecă, Norbert vede roșu în fața ochilor, reflectează Tafiti. Are nevoie de o nouă potecă. Ciuf face ochii mari. Poteca lui Norbert a devenit potecă, fiindcă rinocerii au bătătorit-o timp de ani de zile. Cum să facă ei doi o suricată ușoară ca fulgul și un porc de tufiș o potecă atât de repede? Nu o să reușim niciodată, guiță ciuf. Singuri? Nu. Dar dacă ne ajută și ceilalți? Chipzuiește Tafiti, căruia imediat îi vine o idee. Fred și turma lui de zebre pot călca cu copitele și bătătorii, astfel încât să nu mai crească iarbă.
Zebrele sunt imediat gata să-l ajute. Este de importanță vitală ca Norbert să se liniștească, așa că Fred și prietenii lui vin în galop și tropăie în jurul baobabului căzut pe poteca lui Norbert. Curând se vede o potecă îngustă, iar când le sar în ajutor antilopele Gnu și mama Matemba cu turma ei de elefanți, lucrurile merg rapid. Se creează îndată o nouă potecă, bine bătătorită, fără niciun fir de iarbă, la fel ca vechea potecă a lui Norbert. Ciuf desenează cu urechile sale un mare semn cu o săgeată, astfel încât Norbert să știe unde să întoarcă. Însă, de fapt, nu este nevoie, pentru că noua potecă pornește direct din vechea potecă, ocolește copacul și sfârșește în poteca obișnuită a lui Norbert. În cele din urmă, însoțit de Ciuf și Tafiti, Norbert încearcă poteca. La început timid, pas cu pas. La întoarcere prinde un pic de viteză. Curând aleargă de unul singur înainte și înapoi în uralele tuturor animalelor. Nu mai stă încruntat, radiază, încât aproape că-l poți confunda cu un rinocer alb. Deși Norbert este de fapt un rinocer negru, care mănâncă cu mare plăcere frunze. Tufișuri! Exclamă Norbert și mai bucuros. La început, Tafiti nu înțelege de ce se bucură așa, însă când Norbert se oprește dând din coadă ca să mănânce din tufele care cresc chiar lângă poteca lui, își dă seama că noua potecă îi oferă lui Norbert și câte o gustare în timp ce o străbate. Chiar dacă nu-ți place când se schimbă ceva, le spune bunica atunci când ajung acasă, adesea ceva nou aduce cu el și lucruri bune. Faptul că King Coffee se cațără în copaci e ceva nou, dar nu e un lucru bun, spune Ciuf. Prăjitura, îl întrerupe Tafiti, voiam să-i ducem prăjitură. Chiar trebuie, întrebă Ciuf. Se uită pofticios la prăjitura lăsată la răcit pe masa din bucătărie. Trebuia să fie doar pentru ei doi. Ei bine, de câte ori King Coffee mănâncă prăjitură, nu ne mai mănâncă pe noi, fiindcă e sătul, spune Tafiti. Bunica îi dă imediat prăjitura. Cu inima grea, Ciuf îl însoțește pe Tafiti la acacia. King Coffee încă stă acolo sus, ascuns în copac. A sosit prăjitura, strigă Tafiti. Adu-o imediat la mine, urlă King Coffee. Ca să ne mănânci și pe noi, grohăie Ciuf. Crezi că ne-am pierdut mințile? Sigur, mai bine îți aducem o dată cu noi niște sare și niște piper, nu-i așa? Strigă Tafiti. Nu ia ideile, spune gânditor King Coffee. Însă Tafiti și Ciuf sunt de altă părere, și anume să plece de acolo. De la distanță, Tafiti se întoarce. King Coffee stă tot în copac. Hai, coboară! Îi strigă Tafiti. Te așteaptă prăjitura! King Coffee privește în jur speriat. Nu, nu, de aici de sus văd totul foarte bine, spune el beldic. Deodată, Tafiti își dă seama de ce King Coffee stă tot acolo sus. Maiestății sale, leul, îi este teamă. Se teme și el de rinocerul furios. Totul e bine, Norbert s-a liniștit, să știi, strigă el. Asades? King Coffee ciulește urechile. Da, da, nu mai e niciun pericol, totul este iarăși ca înainte. Ești sigur de asta? Întrebă maestatea sa leul. Foarte sigur, garantează Tafiti. Bine, atunci pot coborî din copac, spune vesel King Coffee. El pune cu precauție o labă pe trunchiul copacului, apoi se lasă să alunece în jos. Ajutor! Zbiară leul. Disperat se agață de trunchi cu labele din față, în timp ce încearcă în zadar să pună frână cu labele din spate. Probabil că regele nu prea are experiență la cățărat. Ajutor! Urlă King Coffee. Ajutați-mă! Chiar trebuie să-l ajutăm? Întrebă Ciuf strâmbând din râs. Dar chiar și Tafiti, care de regulă ajută pe oricine, oricând,
clătină din cap. Nu vă faceți griji, maestatea voastră, îi strigă el lui King Coffee în timp ce plecă. E greu să urci, dar precis puteți coborî singur, garantat. Apoi, cei doi se îndreaptă spre casă, chicotind. Bunica le-a promis că le va coace și lor o prăjitură cu fructe delicioasă. Sfârșit! Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!